cred că este o întâlnire binevenită și spun acest lucru pentru că ANRMAP-ul, ca autoritate de reglementare și monitorizare în domeniul achizițiilor publice, nu vrea să fie omul negru al sistemului. Spun acest lucru pentru că intenția noastră este de a preveni și nu de a sancționa. Și știm foarte bine că scopul până la urmă este să facem lucrurile bine și să nu ajungem să greșim și apoi să fim sancționați. Știm că legislația în domeniul achizițiilor publice este o legislație greoaie. Și asta a fost, așa am preluat-o, încercăm să o îmbunătățim în momentul de față. Din păcate, la momentul la care noi am aderat și am semnat ulterior tratatul, am transpus directivele într-o anumită formă. Poate ne-am complicat singuri, e adevărat. De multe ori o facem în felul acesta. În ultima perioadă, în ultimul an și jumătate, am încercat să îmbunătățim această legislație tocmai pornind de la problemele existente la nivelul autorităților publice, locale și centrale.